Bună ziua! În programul de proiectare PAMIR puteți realiza proiectul unei șarpante din lemn arcuite într-un timp foarte scurt. În următoarele minute o să vă arăt cum puteți face acest lucru. Pentru început mergem la setări. Putem introduce încărcările din zăpadă, vânt, încărcare permanentă, utilă, calculul la deformații. Apoi, la partea de parametri proiect, alegem grosimea lemnului folosit, distanța dintre ferme, tipul de reazem, terminația fermei pe reazem. Apoi, clic pe OK. Desenăm construcția. Lungimea o să fie de 30 de metri, lățimea 15 metri. Apoi, mă voi folosi de linii constructive pentru a desena profilul de acoperiș arcuit. Apoi cerc constructiv pe care îl voi împărți în segmente. O să am nevoie de 5. Apoi merg pe comanda profil acoperiș, îl desenez, selectez planul de acoperiș și aplic profilul acestor planuri. Nu o să am nevoie de pereții de pe capăt. Nici de profilul acesta nu o să mai am nevoie, îl șterg. Pentru partea de tavan, la fel voi folosi linii constructive pentru a desena profilul. Împart și acest cerc constructiv în segmente. Apoi merg pe profil acoperiș. Desenez profilul de acoperiș, apoi desenez planurile tavanului. Care vor lua automat forma profilului de acoperiș. Am obținut și tavanul. Apoi amplasez fermele pe plan, automat. Le pot da și formă, clic dreapta și generează formă sau tasta F9, scurtătură. Pot deschide una dintre de ferme pentru a le calcula. Consider că ambele reazeme sunt articulate. Deci blochez deplasarea pe orizontală. Pot schimba configurația zăbrelelor, ținând tasta Shift apăsată și apoi tastele săgeți, dacă am nevoie. Apoi calculez ferma. Lemnul este cu culoare verde, a trecut în calcul. Dacă mă uit pe procent, văd cât la sută e solicitat, pot economisi lemn în cazul acesta. La fel, plăcile multicui au trecut în calcul. Pot amplasa și contravântuiri, grinzi de contravântuire, automat. Pe capete le ajustez, au depășit puțin marginea și în partea de jos și în partea de sus. Apoi le selectez și le dau formă și lor. Pentru a le calcula
va trebui să le spun că au rol structural. Le pot selecta și apoi clic pe calcul. Aștept să termine de calculat toate mizele de contravântuire. Apoi le pot distribui mai departe cu comanda copy-paste. Deci am copiază, aleg un punct de referință, apoi Ctrl-V și le amplasez unde am nevoie. O să le pun duble pe capăt, pe centru și la celălalt capăt. Le pot vedea și în 3D. Apoi pot amplasa și restul de contravântuiri din elemente din lemn, tot automat. Apoi pot afla consumul de material pentru această șarpantă. O să măresc fereastra. Și am secțiunile de lemn folosite, lungimile necesare, cantități, apoi un cubaj total, la fel pentru plăcile multicui, tip, dimensiune și cantitate, la fel și cu desenele de producție pentru fiecare element, elementele care trebuie tăiate, unghiurile amplasate automat, modul în care trebuie presate plăcile multicui pe fiecare nod și asta pentru fiecare ferm. În cazul fermei mai mari, o să am desenul fermei pe o pagină, dacă merg pe următoarea, detaliile pentru amplasarea conectorilor și pe următoarea, elementele care trebuie tăiate. Vă mulțumesc pentru prezentă și vă doresc o zi bună!